Cristian și Antonia au votat ca fiind cel mai puternic cuplu Ștefan și Maria, iar la cel mai slab cuplu i-au votat pe Albert și Laura. Au argumentat în felul următor: Am ales Maria și Ștefan pentru că sunt mai multe cupluri puternice. La cel mai slab nu am considerat practic cel mai slab, ci cel mai recent, argumenta Antonia referitor la Albert și Laura. La Ștefan și Maria este clar că au votat pe prietenie, după cum au spus și ei că sunt mai multe cupluri puternice în casă. Vlad și Iuliana au votat ca fiind cel mai puternic cuplu Cristian și Antonia, iar cel mai slab cuplu Albert și Laura. Argumentele lor au fost următoarele. Cristian și Antonia au avut foarte multe discuții. Cel mai slab, pentru că e cel mai proaspăt și nu s-au cunoscut, a argumentat Vlad. O altă noutate a acestei gale este faptul că publicul poate vota de acum cel mai slab cuplu din Casa Miriasa, respectiv dintre cele șapte cupluri, de acum și până în gala de vinerea viitoare. Iar cuplul desemnat de către public va intra în cursa de eliminare alături de cele două cupluri care au fost cel mai mult votate ca fiind cel mai slab cuplu din Casa Mireasa, respectiv Albert și Laura, Vlad și Iuliana. Deci, practic, vom avea săptămâna viitoare trei cupluri în cursa de eliminare. Pe cine votați așadar drept cel mai slab cuplu din Casa Mireasa, care merită să părăsească competiția și nu se vor căsători în marea finală?